Dacă lansezi ceva fiind complet gata și fiind complet satisfăcut de ceea ce lansezi, înseamnă că lansezi prea târziu. Eu văd prea mult tineret, prea mulți oameni care își găsesc confortul în poziția asta de victimă de burnout. Viața unui om e atât de bună cât de bune sunt relațiile pe care le are acest om. Iată, apropo, dacă oamenii îi văd ca și scopuri în viața mea, păi banii îi văd ca și un mijloc de a atinge acele scopuri. S-am lucrat mult cu trupa Carlos Dreams, începând cu primul lor concert din Moldova, continuând cu multe concerte, inclusiv în România. Concertul The Prodigy 2017 l-am realizat cu bine și eu simt un gol imens după asta. Timpul pe care tu îl irosești premeditat, cu un sentiment de satisfacție, nu este un timp irosit. Eu cunosc foarte bine că resursele mele personale sunt limitate și timpul meu probabil este limitat. Și eu prefer să nu-l petrec în lamentări sau în frică. Salut, mă numesc Eugen Boico și vorbim la 1 noaptea. Eu am făcut două școli. Una este ASEMA din Chișinău și a doua este Vyššia școală reclamă din Moscova. După ce am absolvit, de fapt pe parcurs cât absolveam prima școală, m-am angajat la AGP. Am lucrat câțiva ani la AGP. Asta mi-a permis să înțeleg elementul legal a mărcilor și tot ce înseamnă mărci comerciale. Iar după m-am angajat la Voxtel, în calitate de ajutor. Am crescut mai întâi până la poziția de responsabil de publicitate, apoi director de departament publicitate, apoi un timp am fost marketing manager, urmând ca după asta să optez pentru poziția de manager de brand, respectiv cea mai mare realizare în acea companie a fost lansarea brandului Orange în Moldova. Eu eram responsabil de partea de comunicare. Este un proces foarte mare, au lucrat mai mulți oameni, însă iată partea de publicitate și comunicare, eu administram acest proces. Dar după asta, când am văzut că lucrurile stau bine, am hotărât să plec de la Orange ca să formez agenția proprie, urmând ca Orange să devină unul din clienții noștri și astăzi, deja de peste 10 ani, eu administrez o agenție de creații care se numește Publicis Moldova, la fel cunoscută ca și Energy Media. Cam asta e în două cuvinte. Poate pe latura personală, eu sunt pasionat de muzică, sunt pasionat de sintezatoare, sunt pasionat de tot ce înseamnă videografie. Cred că de aici a ieșit încă un domeniu a afacerilor pe care îl administrez. Este suportul concertelor, tot ce înseamnă partea vizuală. Cel mai frumos a fost concertul Prodigy din anul 2017. Deci el a fost, nu că cel mai frumos, dar cel mai imposibil de realizat și probabil cel mai de anvergură din toate. Dar nu doar organizăm concerte, lucrăm cu artiștii, îi susținem în concertele lor. În acest sens am lucrat mult cu trupa Carlos Dreams, începând cu primul lor concert din Moldova, continuând cu multe concerte, inclusiv în România. Și prin lucru la concertele trupei Carlos Dreams am făcut cunoștință cu mai mulți colegi din România. Și în felul dat am mai lucrat și cu Delia și cu Horia Brenciu. Și cred că vor mai fi colaborări. Cam asta e în două cuvinte. Eu nu cred că eu până acum, până în momentul ăsta, am acceptat noțiunea de burnout, din motivul că am fost format în cadrul unei organizații în care nu exista noțiunea de burnout. Aveai de făcut un lucru și asta e tot. Și în cazul în care ești obosit, duci și te odihnești. Și apoi revină și iau de la capăt. Eu văd prea mult tineret, prea mulți oameni care își găsesc confortul în poziția asta de victimă de burnout. Eu nu judec și, mă rog, consider că fiecare și are libertatea să procedeze cum vrea el, dar pentru mine eu nu găsesc confortul în asta. Și eu cred că în momentul când voi găsi confortul într-o poziție de victimă, asta e un început a sfârșitului, de asta eu lucrul ăsta încerc să-l administrez. Dar din acea experiență pe care am avut-o în 2014, eu mi-am tras lecțiile mele și atât m-ai întrebat cum mă încarc. Adevărul este că ce făceam eu atunci era o atitudine reactivă. Ori asta însemnând că eu sunt extenuat, eu nu mai am energie, respectiv trebuie să fac ceva ca să mă încarc. Cam tot în viața mea atunci era așa. Eu mai întâi ajung la un moment de lipsă de energie, la un moment de extenuare și atât după asta iau măsuri pentru a mă încărca. Măsurile fiind diferite, timpul cu familia, uneori timpul în singurătate.
Eu ador singurătate, eu sunt un fel de hibrid introvert-extrovert. Pe de o parte, mie îmi place să comunic, să mă socializez, dar pe de altă parte, eu sunt perfect confortabil în singurătate. După 2014, am zis că o să fac invers. Eu, proactiv, o să fac unele măsuri pentru a avea nivel suficient de energie pentru a face față tuturor situațiilor pe care le-am în viață. Și asta implică două lucruri. Unul, elementar fizic, pentru că burnout-ul nu este o stare doar psihică, este o stare și fizică. Și eu cred că deja de vreo 3 ani fac sport destul de intens, fără dorința a obține ceva, pentru că asta a fost prima discuție cu antrenorul meu, eu am spus că e vașa zădaci, ce vreți să obțin? Și am spus că eu nu știu ce vreau să obțin. Hai și o invităm împreună. Dar asta ajută imens. Și doi, cât ne distraniu hotarele. Una din sursele burnout-ului este neglijarea hotarelor tale proprii. Când tu permiți aceste hotare să fie, scuze-mă de expresie, violate, în mod sistematic. De asta eu mi-am setat un număr de hotare, țin sau de timpul pe care îl petrec muncind, sau de timpul de care am eu nevoie pentru mine, sau chiar în echipă, unele hotare ce țin de responsabilitățile pe care le priai tu și pe care ar trebui să le priai colegii. Noi nu admitem altcineva să facă munca ta și tu să faci munca altcuiva. Asta e o lecție pe care eu am învățat-o din primii ani de management a echipei. De ce? Pentru că tu, fiind administrator a echipei, îți dorești lucrul să fie făcut excelent și, inevitabil, tu compensezi unele deficiențe pe care le au colegii în echipă. Într-un moment dat, colegii o preiau ca și normă și apoi tu ai situații de genul că toată lumea pleacă la orele 6, tu rămâi peste noapte, ești supărat pe ei, dar unicul motiv de ce ai ajuns aici, tot ești tu și stilul tău de management. Eu sunt perfecționist, într-un fel, dar eu cu siguranță îmi țin perfecționismul sub control. Și eu știu când pot să zic că este suficient de bine pentru a fi lansat, este mai sus decât nivelul mediu de pe piață, noi putem să îmbunătățim până la infinit orice produs. Orice produs făcut de agenții, cu siguranță eu pot să mai fac astăzi câteva modificări care sugerez, care l-ar face și mai bun. Și apoi încă cred că vreo 20 de iterații cred că aș putea să fac din îmbunătățire. Dar în ziua de astăzi, dacă lansez ceva fiind complet gata și fiind complet satisfăcut de ceea ce lansez, înseamnă că lansez prea târziu. Înseamnă că a ratat deja momentul. Iar cele mai bune echipe și agenții probabil sunt nu acele care fac lucru excelent, formidabil, impecabil, dar sunt acei care sunt capabili, în limita resurselor pe care le iau, să lanseze produs mult peste nivelul mediu de piață. Ele nefiind neapărat perfecte. Proprietarul afacerii spunea, eu cred doar în publicitatea care văd câte vânzări aduce. Publicitatea voastră, câte vânzări o să-mi aducă. Urmând ca, după experiența cu noi, să înțeleagă că el poate multiplica de mai multe ori valoarea afacerii prin publicitatea și prin dezvoltările creative care nu neapărat sunt destinate stimulării vânzărilor. Nu doar awareness. Noi de obicei începem cu nucleu. Nucleul fiind motivul de existență a acestui brand. Da, un fel de ce. Sunt mai multe cărți pe acest subiect, inclusiv acel Start With Why. Dar noi avem un instrumentariu propriu, a nostru. Eu am văzut și văd în continuare foarte multe echipe care se apucă să lucreze pentru branduri în baza brief-urilor scrise, neavând un răspuns limpid de ce acest brand ar merita un loc pe piața asta și în viețile clienților. Și atunci toate dezvoltările care le faci după sunt vrei, nu vrei, dar sunt o loterie. Se fac campanii de atragere a atenției, campanii de ridicare a awareness-ului, care au un efect pe moment și în moment ce stopează campania respectivă și se pornește altă campanie, de obicei se ia de la capăt, de la zero. Și nu este o construire, știi cum? Da, sau o construire pe straturi. Că cel mai bun proces de marketing și de promovare este acel care, pe de o parte, îți stimulează interesul către produs și vânzările, dar pe de altă parte, adaugă strat după strat la valoarea brandului tău. Pentru mine, toate campaniile majore care le facem pentru Orange. Poate ții minte, am avut o campanie frumoasă cu Orange care arăta geneza Carlos Dreams.
Vezi, la asta te-ai gândit. Da. Asta e un moment care noi, mă rog, trebuie mereu să ne reamintim și nouă și clienților că dincolo de vânzările imediate sunt unele lucruri care se întipăresc și care sunt fundația unei relații pe care o are clientul cu brandul. Bineînțeles, ne mândrim mult cu lansarea sau relansarea brandului Azart. Iată, anume cu Azart noi am făcut un studiu și noi am făcut acel exercițiu de la bun început. Și noi am înțeles că atâta timp cât lumea se sfiază din noțiunea de second hand, noi nu vom putea produce o schimbare puternică în acest domeniu. Dacă noi vom reuși să o schimbăm, atunci noi ne deschidem un viitor diferit. Așa a apărut noțiunea de second chance și întreaga platformă de a doua șansă. Că totul în viață merită a doua șansă, inclusiv și hainele. Noi, când am dezvoltat-o, foarte mult am crezut în ea. Noi am lansat-o în plina pandemiei. Foarte mulți au acceptat Azartul ca și parte a lumii lor sau l-au acceptat în vizor în moment ce s-a introdus noua poziționare de brand. Pe lângă a urma opinia publicului, nu trebuie să uităm că noi puteam să o formăm. De a forma opinii nu înseamnă de a educa. De a educa există elementul ăsta de a ilumina, știi? Sau, spun și mai simplu, ați fost proști, dar haideți că vă povestesc cum e... Nu, bineînțeles că nu. Eu aici am vedere mai mult un dialog cu publicul în care tu îi arăți un lucru așa cum ei n-au văzut până acum. Același second chance este un exemplu foarte bun. Noi nu am educat publicul, dar noi am încercat să le povestim despre unele lucruri pe care îi cunosc într-un mod un pic diferit. Pentru că noi, ființele umane, mereu navigăm între două riversides, între două maluri de râu. Da? Un mal de râu e starea de confort în care noi suntem ok și vrem să savurăm starea asta de confort. Și al doilea mal de râu e necesitatea de a te schimba, de a evoluționa. Adevărul este că nu e benefic pentru un om să rămână pe oricare mal, să oprească. Nici una, nici alta nu e bine. Sunt oameni care se opresc în asta în starea de confort și nu se mai dezvoltă. Sunt cei care sunt mereu nemulțumiți și stau mereu cu gândul că sunt suficient de buni și tot e destructiv. Deci probabil o chestie sănătoasă e atunci când noi navigăm între malurile astea, dar rămânem în râu, știi, și mergem înainte. Ori asta înseamnă că oamenii sunt deschiși la istorii care le schimbă un pic viziunea vis-a-vis de unii lucruri pe care ei le cunosc. E o întrebare care trebuie fiecare să răspundă personal. Eu răspunsul meu mi l-am primit. Eu cunosc foarte bine că resursele mele personale sunt limitate și timpul meu probabil este limitat. Și eu prefer să nu-l petrec în lamentări sau în frică. Eu prefer acest timp și aceste resurse să le utilizez cu alte scopuri. Probabil din cauza faptului că eu am văzut situații destul de dificile pe plan profesionist în viața mea, dar și pe plan personal. De asta cred că majoritatea dificultăților de care ne ciocnim astăzi putem să le luăm calm și să le... Știi cum? Cu o încredere că noi ne vom descurca. Sau cel puțin ceea ce o să facem noi va fi nu tare departe de cea mai bună soluție în situația asta. Noi să ne descurcăm. Noi existăm undeva între aceste două poluri. Pe de o parte, ceea ce spui tu, dorința de a produce o schimbare și dorința de a avea un impact cât mai mare. Nu? Asta e o, cum să zic, e o manifestare a ceslavia, a vanității, nu? În limba română. Da, dorința de a impact e cuvântul cheie, dorința de a fi ceva important, de a lăsa o urmă. Și pe de altă parte, e o realizare foarte simplă, că se poate întâmpla că tot ce ai creat tu în viața ta, muncind cu greu, va fi uitat în timp relativ scurt după ce vei pleca. Este o carte foarte bună, terapeutică în acest sens. Eu o recomand tuturor prietenilor care se numește Everything is Fact. Scrisă de Mark Manson. Este cartea despre speranță.
Pentru că, aparent, speranța e acea motivație care o creat tot frumos care este în lume. Steve Jobs a creat Apple cu speranța că va lăsa o urmă în univers. Artiștii creează cu speranța de a captura momentul, cu speranța de a impresiona, cu speranța de... Noi, vezi, cum ai zis un pic mai devreme, facem ce facem cu speranța de a produce un impact. Iată, eu recomand cartea asta, ea foarte bine. Ea îți dă instrumentele ca tu să găsești un sens mult mai tangibil de a face ceea ce faci. Sau de a găsi altceva ce ai vrea să faci. Știi? Pentru că se poate întâmpla că tu elementar nu faci ceea ce ar trebui să faci, probabil. Nu, eu nu vorbesc de plăcere. Nu? Nu. Asta tot e, cum să zic, e un mecanism impus de timpurile în care trăim noi. Pentru că totul se reduce, aprecierea unui și a unei ocupații se reduce la cât de mult îți place sau nu. La începutul secolului erau oameni care făceau lucrurile care nu sunt foarte plăcute, dar ei erau împliniți. Noi doar vorbim acum de sentimentul cât de împlinit ești sau cât de gol ești. Că tu parcă faci ceea ce îți place și parcă ești plătit destul de bine pentru asta și parcă toți în jur te aplaudă, dar tu simți un gol. Este un test foarte bun. Eu ador testul ăsta. În care spui, iată o să-l facem acum cu tine, care spui în chipul ăsta, tu ai câștigat o loterie. Loterie de 24 de milioane de euro. Tu cum ai protejat acești bani. Pentru că prima problemă când câștigi o loterie, asta e, mă rog, cum eu am văzut recent un articol când o persoană a apărut mascat să semneze documentele pentru a ridica premiul ca să nu vadă cu mătrii că de fapt el a câștigat. Cred că în Moldova, dacă cineva ar câștiga o loterie de 24 de milioane de euro, tot ar veni mascat, probabil. Bun, iată, închipuiți că tu ai câștigat loteria asta. Tu ai protejat banii ăștia, deja protecția lor nu mai este o problemă. Tu ți-ai creat venit pasiv, o noțiune foarte populară în ultimul timp. Nu mai trebuie să te gândești despre bani. Ok, tu ți-ai protejat oamenii dragi din viața ta, le-ai protejat viitorul. Tu ți-ai luat un sabbatical de un an, o vacanță cu scopul de a te regăsi. Tu ai cutreierat lumea, te-ai întâlnit cu oameni foarte interesanți, probabil cu cei mai lucizi oameni a momentului. Și ai văzut frumusețea naturii și lumii și ai avut ocazia să trăiești în diferite locuri frumoase. Iar că după acest an tu te-ai întors acasă. Și vine o zi de luni și dimineața orele 9. Și ce faci tu? Și iată, eu când am trecut testul ăsta pentru mine, eu mi-am zis că probabil o să mă duc la agenție. Probabil o să ne așezăm cu colegii, o să deschidem un brief și o să ne uităm ce soluții putem să găsim. Poate o să fiu un pic mai bronzat, un pic mai odihnit, dar tot asta probabil o să întâmple, știi? Și iată, dacă ceea ce faci tu astăzi nu se regăsește în răspuns ce ai face în acea zi după acel an, luni dimineața, înseamnă că probabil nu faci exact ceea ce trebuie să faci. Înseamnă că probabil merită să mai cauți. Și asta e foarte frumos, faptul că tu mai cauți. Eu cred că înainte ca să te pornești să cauți, trebuie să accepți faptul că se poate întâmpla când ați găsești. Eu chestia asta o cunosc bine din domeniul muzicii. Pentru că eu am făcut muzică, producții, în speranța că, și foarte mulți au făcut producții așa, în speranța că vor obține ceva rezultate. În cazul meu, eu compuneam într-un gen de muzică și am obosit de acest gen de muzică într-un moment dat. Am obosit pentru că, pur și simplu, era prea multă muzică de acest fel în viața mea. Dar abia am început să reușesc să fac ceva, știi? Și aveam deja și audiența cât de cât formată. Și audiența asta spunea, hai, încă, încă. Și atât eu de mult am fost în fața acestei alegeri. De a deservi în continuare un scop, prin probabil a mă adapta conjuncturii, sau, al doilea pol, într-un fel, de a rămâne ceea ce ești. Și de a admite că căutarea asta probabil nu se va solda cu ceea ce te-ai gândit. Probabil merită să cauți altundeva continuare. Sau nu,
Probabil vrei să cauți altundeva în continuare, știi? Și atunci eu am înțeles că e foarte periculos să faci tu cu tine un contract, că eu sunt gata să mă investesc și să fac efort, cu condiția că eu ajung undeva. Eu dacă ajung undeva, asta e un bonus plăcut. Super dacă ajung, dar dacă nu ajung, nicio problemă. Eu savurez parcursul ăsta și înțelegi. Iată, eu ți-am povestit o treime din cartea care am vrut să o propun, știi? Ea trebuie citită, cartea asta. Dar foarte multă lume, mai ales tineri, fac contracte de acest gen cu dânsii însuși. Contractul e simplu, că eu, subiectul contractului este speranța. Eu muncesc doar din cauza faptului că eu am o speranță că eu o să ajung într-un punct anumit. Well. De aici începe loteria. Când ajungi, asta e cel mai ironic, în momentul când ai ajuns acolo unde ai vrut să ajungi, deci nu mai ai sens în viață, știi? Eu situația asta am avut-o imediat după concertul The Prodigy. Da, deci concertul The Prodigy 2017, organizat împreună cu Artur Suhich, aici în Chișinău. L-am realizat cu bine și eu simt un gol imens după asta. Unde merge mai departe? Care e următorul dream? Dar trebuie eu să am în viață un dream. Mai trebuie să am un dream, nu? Că el te face să te miști și să te miști înainte. Dar n-a fost prima dată când am avut acest gol. Pentru că noi am mai făcut evenimente înainte. Noi am făcut concertul lui David Guetta, concertul lui Armin Van Buuren, ei fiind DJ numărul 1 în lume, în momentul când se întâmpla concertul în Moldova. Și eu am mai simțit acest sentiment. Și pentru mine, tot e un gând care eu îl pipăiam, dar s-a cristalizat după ce am citit cartea asta. E clar că dacă tu găsești motivație în speranță, e garantat probleme. Că dacă tu atingi ce ai la ce speri, deci simți că nu mai ai deja motiv, tu ți-ai pierdut motivația, tu ești gol în momentul acela. Dar dacă nu ți-ai atins, ești frustrat. Mie foarte mult îmi place să flirtez cu gândul că noi suntem parte a unei simulări, deci pentru că pur din punct de vedere a tehnologiei de simulare, dacă stai să analizezi saltul pe care l-a produs umanitatea în ultimii 20 de ani, de la jocuri de computer, Mario sau, dacă stăm într-adevăr să analizăm jocurile 20 de ani în urmă, astea erau 3 pixeli care luptau pentru al patrulea pixel, știi? Și astăzi tu ai experiențe VR imersive. Eu am jucat ultima versiune a jocului Half-Life Alyx. Deci Half-Life Alyx este votat de foarte multe ediții în toată lumea ca și cea mai imersivă experiență VR la moment. Deci o experiență mai imersivă nu există. Și am jucat experiența asta. Și tot eu în anii 80 am avut Microsha, primul computer în familie, un computer sovietic care afișa pe ecran 32 pixeli pe 32 pixeli. Asta era întregul câmp grafic care putea fi afișat pe ecran. Și atât saltul ăsta s-a produs în 20 de ani. Umanitatea există milioane de ani. Universul există miliarde. Și atunci, iată, vezi cum Elon Musk flirtează cu, și nu doar Elon Musk, deja și în Rusia sunt declarate niște avansări în știința în domeniul Neuralink, da? Conectarea creierului uman printr-o interfață la computer. Cred că în următoarele 20-30 de ani noi o să ajungem la o situație când, bun, mai întâi asta va fi aplicat cu scopuri nobile, cum ar fi, de exemplu, iată, în telecomunicații cred că va fi aplicat. Că noi, cum mai de mult vorbeam la telefon, și eram ok cu compresia sunetului, cu faptul că nu prea auzim vocea persoanei. Astăzi noi vedem persoana în timp real, noi auzim vocea în timp real. Dacă avem conexiune bună, o vedem în calitate foarte bună. Eu cred că dacă stăm să extrapolăm în 10-15 ani, noi așa o simțim și o să avem efectul de teleprezență, prezența alături de persoana respectivă. Și lucrul ăsta o să intre foarte natural în viața noastră. Foarte natural, ca și GPS-ul în mașini. Astfel de discuții
Mai greu spus, astfel de exerciții ne permit mai bine să înțelegem un pic viitorul nostru. Pentru noi suntem pe pragul unor dileme de ordin moral care nu le-am avut până acum. Cât e de popular serialul pe Netflix care se numește Black Mirror, da? Foarte multă lume îl adoră. Bun, mulți îl adoră din cauza faptului că el le sperie foarte bine. Un fel de strașilcă. Asta. Da, un horror. Pentru că Black Mirror, bineînțeles, exploatează toate fricile pe care le avem noi privind viitorul. Dar el tot ne permite, dacă stăm să analizăm atent și să găsim sofismele în el, pentru că el e plin de sofisme. Modelele astea care sunt prezentate par a fi credibile, dar au sofisme în ele. Dacă stăm să analizăm fără sofisme, eu cred că noi putem să controlăm un pic mai bine viitorul. În mod foarte practic. Iată, din filmele sci-fi, eu cred că cel mai bun model a viitorului e în filmul Her. Nu știu dacă l-ai văzut. Ea. Da, cu Joaquin Phoenix. Iată, filmul ăsta nu încearcă să te sperie. El invers, el îți pictează un viitor care eu cred că e foarte realist. Cu noile realități de atunci. Cu noile joburi de atunci. Dar și cu noile dileme care omul inevitabil o să le aibă atunci. Iată, unul din subiecte e cum văd tinerii de astăzi subiectul relației, de exemplu. În raport cum vedeau părinții ei, în raport cum vedeau părinții părinților. Și pare a fi foarte nou, și pare a fi auleu, și pare a fi... Sunt foarte mulți fataliști care zic că ce se întâmplă cu generația asta nouă și uitați-vă că ei nici mai vor să fie împreună, ne mai vorbim de a construi o familie, ne mai vorbim de a merge în ZAX și de a pune inele, da. Și asta arată foarte nou. Dar, pe de altă parte, dacă stai să te uiți situația în Japonia ca și o societate avansată, pentru dânsul nu este deloc un subiect nou. Și noi dacă vrem să vedem cam un model a viitorului care ne așteaptă în 10-15 ani, e suficient să tragem o privire ce se întâmplă acum în Japonia. Bun, bineînțeles, nu putem să o luăm ca și cum, că exact așa va fi. Dar un lucru care acolo se întâmplă este dorința de a avea o viață frictionless. Ce înseamnă asta? Iată, tu o să vezi că lumea startup-urilor și aplicațiilor tot zic că acele aplicații au viitor, acele startup-uri au viitor, care reduc din fricțiile pe care le are om. De exemplu, să urci în mașină, să vorbești cu taxistul, să-l chemi pe taxistul, sau să vorbești cu taxistul, să spui că bună ziua, strada asta, care stradă, asta, taxistul ți este neplăcut, de exemplu, trebuie să-i explici, să-i... Normal că Uber e mult mai comod. Doar ai notat, ai urcat și ai plecat. Și pe asta nici nu ai exchange-ul ăsta de bani, rest. Toate astea sunt văzute ca și fricții. Și tehnologiile și respectiv cele mai frumoase minți ale lumii caută ce fricții mai există în viețile noastre. Scopul de a le reduce cu ajutorul tehnologiilor. Deci eu te asigur, dacă stai să vorbești cu investori mari care caută în ce aplicații să investească următorul miliard, ei caută dureri și fricții. Și în Japonia asta cum, e într-o stare foarte avansată, pentru că ei au o soluție pentru orice gen de fricții. De exemplu, ți-e incomod să ai o relație cu altă persoană? Nu vrei să ai toată perioada asta de ajustare, de să înțelegi, să înțeleagă pe tine, să... Poftim, există un număr de soluții care îți rezolvă fricția asta. Și eu cred că noi cu toată lumea ne mișcăm în direcția asta. Există și al doilea element, că omul are nevoie de fricții. Elementar pentru a fi om, el are nevoie de fricții de acest gen, oricum. Este deja stabilit științific că cu cât e mai avansată societatea și cu cât e mai înalt nivelul de viață, în mod linear, tot așa e mai înalt nivelul de suicid, de exemplu. Eu l-am auzit pe un lector în Barcelona, 2 ani în urmă. Eram într-un proces de accelerare, într-un incubator creativ. Noi gândeam care ar fi modelul unei agenții a viitorului, luând în vedere toate adevărurile astea, toate tendințele astea. Și el a arătat un lucru foarte simplu. El a spus că în Paris, în anii 30,
erau extrem de populare pasidelșile în cafeurile din Paris. De ce? Pentru că acolo se întâlnea bohema. Bohema, cum zici corect în română. Bohema, da. Bohema Parisului. Din toate domeniile. Oameni de știință, funcționari publici, oameni de artă, femei frumoase, cântăreți, artiști. Deci posesorii a unor talente, nu neapărat talente câștigate, dar și talente însușite pur. Și atât acolo se întâmpla meaningful friction. Acolo oamenii se întâlneau, acolo oamenii petreceau timpul. Și de acolo se nașteau foarte multe lucruri noi. Și atât el a sugerat, revenind la discuții despre companii și așa, și cultura companiei, apropo. De ce multe companii încearcă să-și facă oficiu ca și Starbucks? Că ei încearcă să instaleze, cum zic, nu, tu o să vezi, de exemplu, în același Google, în Facebook, oficiile nu sunt tipice. Încearcă să-l facă ca și un spațiu de istorie. Ca să fie comod să rămâi să lucrezi. Pe de o parte, pe de altă parte, încurajează anume fricțiile este meaningful. Ca oamenii întâlnindu-se, discutând, ceva să se producă. Și atunci noi putem să preluăm asta și să încercăm să păstrăm asta, cumva. Iată, apropo, dacă oamenii îi văd ca și scopuri în viața mea, păi banii îi văd ca și un mijloc de a atinge acele scopuri. Gravitez foarte mult spre ceea ce acum se vehiculează pe larg, e că există o sumă de bani pe care dacă tu o câștigi, tot ce este peste suma asta de bani nu schimbă radical calitatea vieții tale și gradul de fericire și gradul de satisfacție de la viață. Eu cred că asta e adevărat. Din motivul că în acești 20 de ani cât sunt în domeniul de afaceri, eu am văzut tot genul de oameni. Eu am văzut oameni, antreprenori care nu au suficientă imaginație ca să-și cheltuie banii pe care i-au. Și totodată am văzut oameni care sunt foarte mândri de afacerea pe care o fac și care câștigă foarte modest. Eu foarte multe modele am văzut. Știind să gândesc, deși noi avem, eu am prieteni cu care mereu avem contradicții pe subiectul dat. Eu am prieteni care sunt convinși că ca să fii ok, pe an trebuie să câștigi net 2 milioane de euro. Ia că asta e punctul în care o să ai stare de țin. Eu am prieteni care consideră așa. Și eu care zic, băi, în cazul meu personal, suma e mult mai modestă, că eu mă simt ok. Dar aparent nu e doar cazul meu personal. Iată, poftim un studiu care arată că, mai ales în țara noastră, suma e mult mai modestă. Pe mine foarte bine m-a calibrat plecarea mea în Statele Unite în anul 2002. În anul 2002. Asta era după 9-11, care s-a întâmplat în 2001, dacă nu înșel, da? Și eram în februarie, martie, la distanță de câteva luni. Piața Statelor Unite era în așteptarea unor crize majore. Toți erau în regim de autoprotecție maximă. Nimeni nu cheltuia bani în zadar. Toate bugetele de publicitate erau tăiate. Și eu venisem într-o familie de proprietari de agenții de publicitate care m-au acceptat în iunie, în anul precedent, când totul era super frumos. Au trecut prin calvarul că s-au închis toate bugetele și au făcut downscale la agenții de la 52 de oameni până la 2 oameni, soț și soție. Și au zis că, nu, hai, vino Eugen Boyko, stai la noi. Și am venit pe o lună la ei. Și eu am văzut un model de reziliență care până acum mă impresionează și până acum e un punct de referință pentru mine. Că ei au fost nevoiți să dizolve echipa, ei aveau povara chirii oficiului de 1000 de metri pătrați din motivul că era semnat contractul. Ea în familie spunea destul de calm că probabil voi relua lucrul de asistent medical pentru că asta e prima diplomă pe care am primit-o. De fapt, nu practica mulți ani în urmă și însemna că dacă revine în domeniul ăsta, o să înceapă de la zero, de la, mă rog, treapta de jos. El a reluat trainingurile corporatiste de vânzări, ceea ce el făcea de mult și ceea ce oricum era necesar.
Pentru că oricum companiile angajau forță de vânzare și oricum oamenii ăștia trebuiau instruiți. Și ei fiind în situația asta, savurau viața. Ei puteau zâmbi, ei puteau râde, ei m-au acceptat pe mine. Și asta era momentul când moldovanul probabil nu ieșea din lacrimi, știi? Spunând cât e de incorrectă viața că a procedat cu dânsul așa. Băi, dacă e greu, fă ce poți face. Asta nu înseamnă că dacă e greu să renunți la a trăi, să renunți la a râde, să renunți la, nu știu. Pur și simplu ajustează-te și vezi ce soluții pot fi. Da, este o altă carte foarte bună care se numește Tot cunoști precis, ea e foarte hypuită, e Antifragilitatea lui Nassim Taleb. Ea tot atinge subiectul ăsta de mindset. Din ea am văzut paralela între modul cum oamenii văd viața și miturile din Grecia antică, știi? Deci sunt foarte mulți oameni, predominant, majoritatea oamenilor trăiesc cu sabia lui Domocle. Este un mit despre un rege în Grecia antică, eu pot să-l interpretez incorrect pentru că nu mai țin minte detaliile. Dar el trăia foarte opulent, el era foarte bogat, el își permitea orice și într-un moment dat, unul din apropiații lui, eu spus că la una din petreceri, eu spus că privește în sus. Și când Domocles s-a uitat în sus, a văzut că deasupra capului lui erau sabii, care de fapt se ținea pe un fir de păr. Și situația era foarte fragilă. Și el chipul din momentul acela a înțeles cât de fragilă situația lui și din momentul acela trăia deja cu o anxietate, cu așteptarea unor primejde care se pot întâmpla. Iată așa trăiesc foarte mulți. Ei trăiesc în așteptarea următoarei probleme care o să apară. Și expresia asta, nu vot опять, никогда такого не было и вот опять. Iată, iarăși, ți-am spus ca să întâmple, s-a întâmplat. Și așa am știut. Și Nassim în cartea asta prezintă încă un număr de modele, că un alt model e că tu ești pasărea Phoenix, indiferent ce s-a întâmplat, tu renaști cu aceleași forță. Și el zice că asta nu e cel mai curtoi model, nu e cel mai avansat. Cel mai avansat e Hydra, un monstru, care odată ce îi tai un cap, el crește două capete. Și atât el în cartea asta descrie cum îi străiești să vezi viața ca și o hidra. Să aștepți cu nerăbdare să-ți vină problemele în viață. Și în companie, apropo, și în echipă. Și să nu te mândrești de faptul că ai trecut peste ele și ai renăscut. Dar și mai mult să iai orice dificultate care apare în afacere și în echipă ca și o oportunitate de a deveni mai puțin fragil. La noi în agenția asta de mult se întâmplă. Îmbrățișăm greșelile și dacă ele se întâmplă, atitudinea e foarte simplă. Bine că s-a întâmplat, înseamnă că noi putem învăța ceva din asta, schimba ceva în proces și deveni un pic și mai bun decât cum eram. Vă sugerez să faceți altfel, să căutați pe YouTube sumarul cărții. Da, sunt foarte multe resurse de acest gen. Când cartea e redusă la câteva gânduri cheie, iată, Antifragilitatea, eu aș sugera așa să o citiți. Noi, din start, fiecare era cu un caracter destul de puternic, fiecare își vedea ambițiile și eu aș spune că noi mai mult eram într-un raport de parteneri foarte buni, care au hotărât să fie împreună, decât într-un raport genul că cineva îl ajută pe altcineva sau cineva îl trage după dânsul pe altcineva. Cazul nostru a fost așa. Eu știu că sunt cazuri când în cupluri, când oamenii își găsesc confortul, când unul este în față și într-un fel conduce, iar al doilea deservește acest parcurs. Dar nu e cazul nostru. Deși eu cred că, iarăși ca și foarte multe cupluri, noi în continuare suntem în căutarea, poate nu atât echilibru, dar unii configurații și mai firească pentru noi amândoi. Nu pot să zic că căutarea s-a finalizat. Noi suntem, noi continuăm să evoluționăm unul lângă altul. Așa e. Eu deloc nu dramatizez pe subiectul faptului că lumea se desparte. Pentru că la noi în țară eu realizez foarte bine că în momentul în care un cuplu divorțează, asta probabil e cea mai bună soluție pentru amândoi.
Noi nu suntem o societate în care divorțul este, știi cum. De asta eu deloc nu judic. Dacă oamenii au hotărât să se separe, înseamnă că probabil pentru ei e mai bine așa. Pentru multe cupluri și parteneri, asta devine o etapă nouă în viață în care e mult mai bine să înțeleg unul cu altul, cât nu e de ironic, nu? Asta e doar o fază. Noi tindem să spunem că e rău. Eu nu văd nimic rău în asta. Eu văd mult mai rău în faptul când doi oameni sunt forțați să fie împreună. Și în acest viol reciproc au de suferit mult mai mulți în jur. Mi-era interesant mereu să aflu care este formula fericirii. Formula care am găsit-o, care îmi pare cea mai simplă și probabil cea mai veridică, e când sunt trei lucruri în viață. Când ai ce să faci, când ai pe cine să-l iubești și al treilea lucru e când ai la ce spera. Bun, noi am atins subiectul speranței și iată, punctul ăsta de ai la ce spera trebuie controlat atent, ca el să nu, știi cum, să nu canibalizeze cele două puncte. Dar da, eu am cu siguranță o ocupație care, cred eu, că are sens și pentru mine și pentru cei cu cine lucrez. Eu cu siguranță am dragoste în viață, respectiv al doilea punct tot e checkbox. Și al treilea e am la ce spera, eu cred că e mai mult am la ce aspira. Așa l-aș reformula. Eu nu m-am oprit să învăț. Respectiv, da, eu cred că eu sunt fericit. Noi nu avem în câmpul nostru de control atât cât credem că avem. Și fiecare din noi se poate stinge ușor, știi? De mai ai o lună sau mai ai 50 de ani, probabil unica atitudine care poți să ai un sentiment de onest, de gratitudine, de mulțumire pentru faptul că o ai pe asta. De asta, atitudinea față de moarte e un fenomen natural. Oamenii mor. Trebuie să prețuim și să fim mulțumiți pentru faptul și pentru timpul pe care îl avem. Nu neapărat să încercăm să obținem cât mai mult din el, că asta e o profanație. Este o expresie bună la americani. Time well wasted is not wasted. Timpul pe care tu îl irosești premeditat, cu un sentiment de satisfacție, nu este un timp irosit. Așa că... Dar sentimentul de mulțumire trebuie să existe tot timpul. Ce contează cu adevărat în viață? Ce întrebări. Sunt convins că viața unui om e atât de bună cât de bune sunt relațiile pe care le are acest om. Nu vreau să mă limitez doar la cei dragi. Oamenii din viața ta, tu ai tot genul de oameni. Unii din ei ocupă un loc mai mare în viața ta. Tu le dai mai mult și iai mai mult de la ei. Unii mai puțin. Dar eu aș zice că mă ating că aș presupune că dacă mă întreb ce cu adevărat contează în viață, eu cred că contează, în primul rând, relațiile pe care le ai tu cu oamenii din jur, dar și relația pe care o ai tu cu tine. Da, cam așa. Asta e tot? Am finalizat? Mm-hmm.